Piteșteanca Daniela Ciuc a plecat pe 10 ianuarie spre locul de muncă din strada Teilor, unde lucrează la o firmă ca femeie de serviciu. Aceasta este cunoscută cu diabet, fiind insulinodependentă, iar în ultimul timp acuza scurte perioade de amnezie, fiind consultată în luna decembrie 2012 de un medic specialist neuropsihiatru. Semnalmente, înălțime circa 1,60, constituție astenică, ten deschis, păr vopsit blond, tuns la nivelul umerilor, ochi verzi și poartă ochelari de vedere. La data dispariției era îmbrăcată cu blue jeans de culoare albastru, haină de piele întoarsă neagră și cizme maro din piele întoarsă. Avea asupra sa geanta cu act de identitate și aparat de administrare insulină. Rugăm pe cei care au informații despre această persoană să se adreseze de îndată la cele mai apropiate secții de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.